Bărbații din Republica Moldova se vor pensiona la vârstă de 63 de ani, iar femeile la 58 de ani și 6 luni. Vârsta standard de pensionare a fost majorată începând cu data de 1 iulie. Potrivit modificărilor legislative efectuate de fosta guvernare, vârsta de pensionare va fi majorată treptat la femei până în anul 2028, cu câte o jumătate de an, până se va egala cu vârsta de pensionare a bărbaților 63 de ani. De asemenea, urmează a fi egalat treptat stagiul complet de cotizare pentru bărbați și femei, care va constitui 34 de ani. Până acum la femei era a acceptat un stagiu de 31 de ani pentru pensionare. Amitim că începând cu data de 1 iulie 2017 la stabilirea pensie nu se mai prezintă certificatele de salariu de la angajatori, deoarece pensia se calculează în baza venitului asigurat reflectat în contul personal de asigurări sociale al persoanei asigurate din registrul de stat al evidenței individuale în sistemul public de asigurări administrate de Casa Națională de Asigurări Sociale.